Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, revenim la cel de-al doilea capitol al cărții Geneza, acolo unde aflăm informații despre apariția primei perechi de oameni. Vă spuneam că după ce a fost creat bărbatul, a fost creată și femeia, iar Adam este impresionat de ceea ce vede. Iată ce citim în versetul 23 al capitolului 2. Și omul a zis: Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele, și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Cuvântul femeie în limba ebraică este foarte asemănător cu cuvântul bărbat. Astfel, pentru bărbat este folosit cuvântul ish, iar pentru femeie, isha. Deci, ea este jumătatea bărbatului. Este cea care corespunde bărbatului. Dumnezeu a făcut în așa fel încât bărbatul este de obicei inițiatorul, iar femeia cea care răspunde. Chiar și din punct de vedere psihic, lucrurile se desfășoară după acest model. Să nu spuneți mie că soția trebuie să-și iubească soțul. Eu unul nu am citit ca Dumnezeu să fi spus așa ceva. Dumnezeu spune că ea trebuie să răspundă acțiunilor bărbatului. Dacă soțul îi spune soției te iubesc, atunci și ea va răspunde și eu. Atunci când un bărbat vine și mi se plânge că soția lui este rece față de el, acela este un semn pentru mine că el nu este ceea ce ar trebui să fie. Dacă el ar fi așa cum trebuie, sunt sigur că și răspunsul ei este pe măsură. Dar bărbatul este cel care are responsabilitatea inițiativei. Mai departe, cuvântul sfânt ne spune: De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa, și se vor face un singur trup. Cu alte cuvinte, soțul este de acum responsabil pentru ea și nu mai este sub controlul părinților lui. Aș dori să vă uitați bine la acest verset și să luați aminte la acest aspect, pentru că neascultarea lui aduce de foarte multe ori multe necazuri. Nu de puține ori, pentru că soțul nu și-a luat în serios această responsabilitate, căsătoria a avut viață scurtă. Atunci când părinții au intervenit între cei doi. Din nou au fost probleme. Cuplul este de acum responsabil pentru el însuși, iar soțul este responsabil pentru soție. Următorul verset este unul pe care nu-l citim cu ușurință, și lucrul acesta se petrece datorită ceea ce se întâmplă în jurul nostru: în ceea ce privește trupurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Omul și nevasta lui erau amândoi goi, și nu le era rușine. Trupurile noastre sunt astăzi transformate în tot felul de lucruri: reclame, marfă și tot ceea ce mințile pervertite au putut inventa. Ne este teamă să mai vorbim despre astfel de lucruri. Am ajuns să ne rușinăm, și aceasta pentru că există atâtea lucruri care ne fac să ne rușinăm. Dar, ce să spun, eu cred că totuși Adam și Eva erau îmbrăcați într-un fel de lumină. Părerea mea este că acesta este cel mai frumos moment pe care Biblia îl surprinde: în ceea ce privește bărbatul și femeia. Acesta este un cuplu pe care Dumnezeu i-a unit cu adevărat. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a dat poporului său și pe care acesta trebuia să le asculte. Iar unul din aceste lucruri era căsătoria. El a dat rasei umane acest lucru deosebit: căsătoria, căznicia. Din păcate, în lumea modernă ea nu mai este privită cu respect. Fără să-și dea seama, omul, de fapt, nu vrea doar să desfințeze căsătoria, ci și pe Dumnezeul care a instituit-o. Crearea femeii a fost o creație indirectă, Dumnezeu luând-o din bărbat pentru a arăta că ea este o parte a lui. Istoria aceasta a modului în care au fost creați bărbatul și femeia este una dintre cele mai frumoase istorii. Oamenii ar trebui să accepte acest lucru. Atunci când nu este acceptat să producă atâtea drame, drame care au la bază faptul că Dumnezeu nu este acceptat, pentru că cele din urmă, aceasta este problema. Noi nu respingem numai o relatare a creației, ci noi îl respingem pe Creator însuși. Fie ca Dumnezeu să aibă îndurare de om, iar Duhul lui cel Sfânt să ne facă cunoscut harul Mântuitorului nostru tot mai mult. Așadar, în acest al doilea capitol, am văzut câteva aspecte foarte importante de la începutul istoriei omului. Amintesc aici faptul că omul conducea cu Dumnezeu peste pământ, omul se închina lui Dumnezeu, avea părtășie cu Dumnezeu, îi slujea lui Dumnezeu, îi era loial lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a delegat o anumită autoritate omului. De asemenea, am văzut în acest capitol și viața omului în primele lui zile de existență. Ajungem acum să reflectăm la unul din cele mai importante capitole din Biblie. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat în acest capitol a afectat întreaga istorie a acestui univers. S-a întâmplat ceva în acest capitol care a afectat în mod dramatic existența nu doar a omului, ci a universului în întregul lui. În primele două capitole vedem armonia inocența omului. Totul este caracterizat de perfecțiune, de părtășie între om și Dumnezeu. Poți să nu citești capitolul 3, dar vei descoperi în capitolul 4 și apoi chiar până în capitolul 11 vor fi continuate aspecte noi care apar în această imagine. Pentru că avem de-a face deja cu gelozia, ura, crima, minciuna, corupția, răzvrătirea, Întrebarea pe care ți-o pui, aproape mult natural, este de unde au apărut toate acestea? Cum a început? Unde este originea păcatului și a tuturor acestor lucruri rele, de fapt? Nu cred că originea păcatului este în capitolul 3 din Cartea Geneza, decât în ceea ce privește rasa umană. Doresc să vă dau acum un citat cu privire la acest capitol. Cineva spunea următoarele lucruri cu privire la el. Ajungem aici la sursa multora dintre adevărurile divine. Aici începe marea drama a omenirii care după aproape șase mii de ani nu este încă terminată. Aici găsim explicația divină cu privire la decăderea și ruina prezentă a rasei umane. Tot aici învățăm despre subtilitățile inamicului nostru diavolul. Aici vedem neputința omului de a umbla pe calea neprihănirii atunci când este retras Harul Divin. Aici descoperim efectele spirituale ale păcatului, omul încercând să fugă de Dumnezeu. Tot aici discernem atitudinea lui Dumnezeu față de păcătosul vinovat. Remarcăm atitudinea universală a naturii umane de a acoperi păcatul personal prin lucrări umane. Aici suntem învățați cu privire la harul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru a rezolva problemele noastre. Aici este începutul profețiilor care merg apoi prin toată Biblia aici aflăm că omul nu se poate apropia de Dumnezeu decât printr-un mediator cred că o mai cuprinzătoare prezentare a acestui capitol nu există în prima secțiune a capitolului ne este relatată capcana pe care diavolul o întinde omului iată cum sună primul verset Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? O întrebare care apare în mod firesc este, de ce ispitire? Dacă mergem înapoi la capitolele 1 și 2, găsim că omul a fost creat cu inocență, dar n-a fost creat neprihănit. De fapt, îmi dau seama că am mai vorbit despre acest lucru, dar nu cred că am explicat despre ce este vorba. Să o facem acum. Neprihănirea este inocența păstrată în ciuda ispitelor. Înseamnă curăție, înseamnă absența păcatului. Vedeți, ispita nu poate face decât două lucruri. Fie contribuie la dezvoltarea ta, la maturizarea ta, fie la distrugerea ta. Edenul nu era o seră, iar omul un produs de seră. Caracterul este ceva ce se dobândește, se conturează, se dezvoltă, iar ispita este cadrul în care se face aceasta. Omul a fost creat ca o ființă responsabilă și el era responsabil pentru ascultarea lui, pentru a sluji și pentru a se supune guvernării divine. Omul nu s-a creat pe sine. Cred că nimeni nu poate pretinde acest lucru. Dumnezeu a fost cel care l-a creat. Dumnezeu n-a fost neutru în condițiile pe care i le-a pus. Condiția de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului n-a fost una formală. Acela nu era singurul pom din grădină, mai erau mulți alții din care putea mânca. Omul nu avea nevoie în cele din urmă deloc de acel pom. De aceea, cred, este evident faptul că omul este responsabil pentru alegerile lui. În acest prim verset ne este prezentat șarpele. Întrebarea imediată care poate fi pusă este, de unde a mai apărut și el? cum de a ajuns în grădina Edenului. Din ceea ce putem ști din cuvântul lui Dumnezeu, șarpele nu era acolo ca o creatură alunecoasă. De fapt, nici nu ni se spune cum a ajuns acolo, știm doar că era acolo. Cuvântul lui Dumnezeu, iată, omite din nou să ne dea informații exhaustive despre aceasta. În orice caz, șarpele era o creatură pe care Satan putea să o folosească și a făcut-o. Nu este oare aceeași metodă pe care o folosește și astăzi? Pavel le scrie credincioșilor din Corint și spune Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. În cartea Apocalipsa găsim mult mai multe cuvinte despre satan decât găsim oriunde altundeva în Biblie. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul, și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ, și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Versetul 9, capitolul 12 din Apocalipsa. Vedeți, aceasta nu mai este acea creatură lunecoasă cum credem noi. Nu este aceasta imaginea pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă cu privire la El. Tot în Cartea Apocalipsa, în capitolul 20, este scris El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. Această creatură are numeroase abilități, nu se scrie prea mult despre originile lui aici în Cartea Geneza, dar cred că ceea ce este scris în Cartea Profetului Isaia, capitolul 14, și apoi în Cartea Profetului Ezechiel, capitolul 28, ne oferă o bună imagine asupra originilor acestei creaturi. Noi mergem mai departe cu versetele 2 și 3 din capitolul 3 al cărții Geneza. Femeia a răspuns șarpelui. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Oare de ce s-a apropiat șarpele de femeie și nu de bărbat? Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, el l-a informat cu privire la situația pomilor din grădină, din care putea să mănânce și din care nu. Dar Eva a fost creată mai pe urmă și ea n-a auzit lucrul acesta direct de la sursă, de la Dumnezeu. Cred că a auzit aceasta de la Adam, așa că șarpele se apropie de femeie mai întâi. Personal, cred că femeia a fost înzestrată cu mai multă compasiune și milă decât bărbatul. Iar o fire mult mai deschisă și mai comunicativă decât bărbatul. Chiar și astăzi, femeile sunt primele care se duc spre orice mișcare religioasă, multe din mișcările religioase au femei drept fondatori. Satan știa deci foarte bine ce face și observați ce a făcut. Metoda lui este foarte subtilă. Întrebarea pe care o pune femei este menită să arunce îndoială asupra cuvintelor lui Dumnezeu. Chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dintr-o dată, îndoială, dar și curiozitatea apar în mintea lui Eva. Și ea spune: Putem să mâncăm din toți pomii din grădină, dar despre acest pom, Dumnezeu ne-a spus să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Șarpele răspunde: Hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Este foarte interesantă implicația din cuvintele șarpelui. Ceea ce el pune la îndoială aici, este dragostea și dumnezeirea lui Dumnezeu. El afirmă ceva de genul, dacă Dumnezeu este într-adevăr bun, de ce a pus această restricție? Atunci când le spune oamenilor că nu vor muri, șarpele afirmă că Dumnezeu nu este neprihănit. Iar atunci când le promite oamenilor că ei înșiși vor fi ca Dumnezeu, diavolul pune sub semnul întrebării chiar sfințenia lui Dumnezeu. Prin subtilitate, satana a vrut să-l contrazică pe Dumnezeu și el înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul său. Credința, așa cum aflăm și în scrisoarea lui Pavel către romani, este cea care conduce la ascultare. Necredința, îndoiala, duce întotdeauna la neascultare. Următorul verset ne arată neascultarea femeii și apoi a bărbatului de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Observați, vă rog, că modul în care se adresează șarpele este foarte interesant. Este o adresare făcută simțurilor. Pomul era bun de mâncat. Numai că aceasta nu este totul. Nu acesta este lucrul cu adevărat important. El face apel chiar și la factorul psihologic. Pomul era plăcut la privit. Dar merge mai departe și se adresează și dimensiunii sale spirituale. Pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Studind cu atenție veți observa că exact acestea sunt domeniile pe care satan le aduce și în atenția Domnului Isus atunci când îl ispitește. Citiți, vă rog, pasajele din Evanghelia după Matei, capitolul 4, și apoi capitolul 1 din Evanghelia după Marcu, precum și capitolul 4 din Evanghelia după Luca. În primul rând, Satan se adresează Domnului Isus spunându-i să facă pâini din pietre. Este un apel clar la nevoile trupești. Domnul Isus se afla după 40 de zile de post în mijlocul deșertului. Diavolul știa ce să atace, mai că nu știa prea bine cu cine are de-a face. După aceea arată Domnului împărățiile acestei lumi și îl oferă. Este un apel făcut minții și cum prezintă pomul ca fiind plăcut la privit. În cele din urmă îi spune Domnul Iisus, aruncă-te de pe templu. Este apelul făcut spiritului, omului religios. Eu nu cred că diavolul și-a schimbat tacticile nici astăzi. El folosește aceleași metode cu fiecare dintre noi, iar motivul pentru care le folosește mereu pe aceleași este că ele funcționează. N-a fost nevoie să schimbe ceva pentru că se pare noi toți scădem la același examen. Apostolul Ioan scrie că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Versetul 16, capitolul 2 din prima a lui Ioan ne spune acest lucru. Pofta firii pământești este tocmai prima ispită a diavolului. Pomul era bun de mâncat. Apoi avem pofta ochilor. Pomul era plăcut la privit și lăudăroșenia vieții. Pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Cât de clar este Ioan. Acestea nu sunt de la tatăl, ci din lume. Domnul Isus a spus că aceste păcate ale trupului vin din inima omului, din adâncul ei. Acela este locul unde satan își lansează săgețile. Este o metodă pe care el o folosește practic pentru a îndepărta omenirea de Dumnezeu, de creatorul ei. Și nu putem să nu recunoaștem că are succes. Oamenilor li s-a spus că vor cunoaște binele și răul. Și ce s-a întâmplat de fapt? Avem rezultatele căderii omului. Primele semnale sunt prezente în versetul următor. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de zmochin și și-au făcut șorțuri din ele. Cred că această deschidere a ochilor se referă de fapt la conștiința lor. Înainte de cădere omul era inocent, nu avea conștiință. Inocența este ignorarea răului. Trebuie să spunem că nu omul a făcut conștiința, ea este în interiorul nostru. Un celebru cercetător în domeniul psihologiei a spus despre conștiință că ea face parte din noi așa cum face parte un braț sau alte părți ale trupului nostru. Cu alte cuvinte, nu putem scăpa vreodată de ea. Complexul vinovăției nu va putea fi înlăturat niciodată prin tehnici psihiatrice. Numai iertarea pe care o dă Dumnezeu este capabilă să dea la o parte vinovăția. Numai Dumnezeu poate da iertare pentru că El este cel împotriva căruia păcătuim. Nimeni nu poate, deci, să ne dea această iertare în locul lui. Imediat după deschiderea ochilor, au observat că sunt goi și și-au făcut șorțuri din frunze de smochin. Ați observat că smochinul este singurul pom menționat în mod specific. Sunt unii oameni care cred că pomul cunoștinței binelui și răului era un măr. Nu știu ce pom a fost, dar se prea poate să nu fi fost măr. Aceste frunze de smochin reușeau să ascundă, dar nu se acoperă în întregime. Asemenea, lui Adam și Evei, oamenii fac la fel și astăzi. Nu mărturisesc păcatul, ci încearcă să ascundă, să acopere. Nu erau gata să recunoască că au pierdut. Și aceasta este și condiția omului de astăzi în ce privește religia. El trece prin tot felul de exerciții, ritualuri, frecventează biserici, devine un om foarte religios. În această încercare, Satan a intervenit între Sufletul Omului și Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el a vrut să despartă omul de Dumnezeu, să câștige omul pentru sine și să devină Dumnezeul omului. Ispitele lumești n-ar fi avut succes asupra omului din acea zi. El n-a fost ispitit să fure sau să înșele, el a fost ispitit să se îndoiască de Dumnezeu. Cunoașteți pilda neghinei? Neghina îi reprezintă pe cei ce nu cred în Dumnezeu. Și observați metoda diavolului. Mai întâi, Eva vede că pomul este bun de mâncat, apoi că este plăcut la privit, în cele din urmă că este de dorit să facă pe cineva înțelept. Lucrările satanei sunt de obicei din afară spre interior. Pe de altă parte, Dumnezeu începe cu inima omului. Religia este ceva ce atinge de obicei exteriorul, dar Dumnezeu nu începe cu religia. Creștinismul nu este o religie. Creștinismul înseamnă Hristos, sunt foarte multe religii care acționează din afară spre interior. Ele propun practici care se ducă la desăvârșire. Domnul Isus atacă chiar miezul problemei, inima. Inima nu poate fi regenerată decât prin nașterea din nou. În discuția pe care Domnul Isus o are cu Nicodim, discuție pe care Apostolul Ioan o descrie în capitolul 3 din Evanghelia pe care o scrie, Domnul Isus vorbește despre această nevoie a nașterii din nou. Acest lucru a spus fariseilor, care erau foarte religioși în practicile lor. Și Domnul Isus spune că ei curăță partea din afara vasului, în timp ce cea din interior rămâne murdară. Erau asemenea unui mauzoleu, care este frumos pe din afară, împodobit cu marmură și arhitectură sofisticată, dar în interior este plin de oase umane. Ce imagine! Iar Adam și Eva, în loc să recunoască păcatul lor, au cusut frunze de smochin pentru a se acoperi cu ele. Oare nu este aceasta o practică contemporană? Oamenii merg la biserică, sunt dispuși să practice tot felul de lucruri în loc să mărturisească păcatul din inimile lor. Sper că noi învățăm lecția. Fiți binecuvântați! Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.